O să mă înscriu până în 10. Anunț, nu mă înscriu. Așa m-am fixat eu odată. Luați în calcul o eventuală candidatură la curulea capitalei? E greu să o iau în calcul acum, dar am învățat că în politică nu trebuie să excluzi aproape nimic. Lăsați-mă cu rugatul, aici e chestie de calcul politic. Cum ar trebui să fie prima declarație a fost un șef PSD-ul Roman, care a spus în 2009, în zonă, în dat să-ți mai văd campanie? Dacă m-am văzut bine în presa de azi dimineață, este o afirmație a fostului trebuie cu Nițulescu. Ce vă pot garanta este că Nițulescu este un om serios. Deci, un om care n-am constatat să fi mințit. Am înțeles că Nițulescu a primit această informație de la Dragnea. E, Dragnea este un mare mincinos. Aici e problema. El, ca să se pună bine cu Nițulescu, care era prefect la ora aia, a spus și o minciună, că mi-a finanțat campania. Vă mărturisesc că, văzând dimineață informațiile, am sunat și la trezorierul fostului PTL, la domnul Ipașcu, am sunat și la Vasile Blan. I-am întrebat amândoi dacă există o astfel de finanțare. Ne-au informat categoric. Însă, caracterul lui Dragnea este un caracter de om dispus să mintă pentru ca lui să-i fie bine. Eu mi-aduc aminte când a plecat de la PTL, a plecat tot mințind ca să-și atingă niște obiective economice, nu știu ce privatizări avea pe acolo. Le-a rezolvat, pe urmă a încercat tot timpul un balans, așa. Dragnea este tipul de om care, spre exemplu, dacă ar avea partidul pe mână, pentru interesul lui l-ar vinde în mod categoric. Aici nu am dubii, pentru că îl știu pe Dragnea. Dacă aseară Nițulescu putea să spună și ceva ce aș fi putut confirma. Într-un an eram în opoziție cu PSD-ul și Dragnea, cu stilul lui unsuros, a venit la mine, sigur că l-am primit, că îl știam, am avut și oarecare simpatie pentru el când eram pe PDL, a venit să-mi aducă un dar care să-mi poarte noroc. Era o curăbiuță pe care o adusese el din Brazilia. Deci dacă spunea asta, v-aș fi confirmat. Da, când eram în opoziție cu PSD-ul, Dragnea își făcea drumul de la mine. Dar, uite, s-a întâmplat un lucru, dar mi-e jenă să vă spun. Că nu se face așa cu un cadou. Soția, aflând de unde, l-a luat și l-a aruncat. Dar de ce s-a întâmplat liberarea de câștigat cu o asemenea mințină? Democrat că campania lui Traian Băsescu. Da, îi spunea lui Nițulescu, care era prefect, numit de guvernul de atunci, din partea PDL-ului. Nu spunea în altă parte. Dacă o spunea PSD-ului, cred că îl strângeau de gât. De altfel, el a fost atât de eficient cât a purtat noroc între ghilimele tuturor. Mi-aduc aminte cum l-a sacrificat fără să-i zică la Doamne. Mi-aduc aminte cum l-a sacrificat și pe pompa acum de curând. Și simplu, el s-a băgat peste tot unde vedea că este bine. Caracterul lui este mizerabil, dar ăsta e drag. Nu, dacă aș spune un nume cu siguranță la un jurat, dar dacă vor o opțiune foarte proastă și nu vorbesc pentru că am un interes să nu fie ales drag. Eu am făcut și o postare pe Facebook. Mă îngrijorează pentru că PSD-ul este cel mai mare partid pe care îl are țara. Este reprezentativ pentru România în momentul de față și să pui un tip de de teapa lui Dragnea, unica acestui partid, este un mare dar l-am văzut ce a făcut în ultima vreme, cum și l-a lucrat și pe Ponta, cum atitudinile pe care le are ca interimar, este un om pe care să-l ții departe. De tine.
Eu cred că ar trebui să-și aleagă un președinte cu deschidere către Europa, în primul rând. Și au slavă Domnului, au europarlamentare. Bun. Cred că dacă îl mai spun o dată, îl dau ăștia afară din partid. Da. Și nu vreau să-i fac un rău. Dar este tipul de politician curat și care are și o bună imagine în Europa. Comparație cu imaginea lui Dragnea, deja condamnat, fie el și cu suspendare și nedefinitiv, cum va arăta PSD-ul în Europa. Deci nu vorbim de corupție sau necorupție, vorbim de un lucru mai grav. Vorbim de acuzații legate de referendum. Sigur, eu nu pot să spun ce a făcut Dragnea, dar au spus judecători. Apropo de domnul Plata, ce e la tine? L-am sunat când am văzut în presă că doar atunci. Pasul era de la pasul lui și l-am sunat să mă întreb dacă știe ceva de o eventuală sponsorizare de la Dragnea. Sigur că l-a luat restul. Dragnea minte. Nu spune că sponsorizează. De unde până unde îți veni chestia cu Uniunea Națională? Acum, nu-i cazul. Avem o majoritate în Parlament consolidată și arătată a fi reală acum două zile la moțiune. E o majoritate solidă. Nu ne vorbim de Uniunea Națională. A avut informații referitoare la retrocederea statului. Miile pe care le-am făcut, că le scoți în minte pe ultima. Eu vreau să văd față de 2000 de metri pătrați în parte de ore. O vreme știință. Am făcut câteva mii de retrocedări, pe care vă spun, da? Și pe legea 10 și urmarea hotărârilor de instanță. Trebuie văzut, am fost hotărâri de instanță, am fost pe legea 10, e complicat. Domnule președinte, ați văzut de faptul politică de primărie, în acest moment care sunt sondaj, să vedeți cum stați dumneavoastră la încredere pentru bucureșteni și dacă partidul vă cere... Eu cred că stau cel mai bun. Care e vă cere să candidați pentru Arnica? Bine. Vreau o curățioară pe care a aruncat-o să-ți vedeți.